Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și uite că urmează voi face un nou videoclip în care voi reacționa la un videoclip de al meu. De ce am ales treaba asta? Pentru că am văzut o chestie interesantă la canalul meu și pentru asta vă mulțumesc. Acest videoclip care se numește Ferma de Iepuri a avut ultima lună o accesiune foarte puternică, a sărit de 1000 de vizualizări. Pentru majoritatea de voi se pare ceva mic, pentru mine se pare ceva foarte mare și uriaș. De aceea vă mulțumesc și vă invit cu toate să apăsați butonul de like și la episodul ăsta, care o să fie ceva scurt, și la episodul original pe care îl veți găsi în descriere, sau puteți să intrați la încărcările mele populare și veți vedea că a urcat pe locul 3 cu 1200 deja de vizualizări, 1200 ceva de vizualizări. Acest videoclip este pe canalul meu. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în videoclip. Așa începe el, deci Minecraft sezonul 2, episodul 26, Ferma de Iepuri. Țin să precizez că acest episod a fost postat în timp ce îmi făcuse promovare Gabriela Niche, pentru care îi mulțumesc, și de start videoclipul meu a avut ceva vizualizări de la început, iar după aceea au venit vizualizările lanț și acum ultima lună videoclipul ăsta a crescut frumos. Hai să vedem ce se întâmplă în videoclipul ăsta. Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Una Games și ne jucăm Minecraft. Între timp am mai adunat nisip și am pus aici, am făcut și gard frumos. Avea și sapoare cu vanta, plajă cu activitatea, să nu deranjeze nimeni, și mai am de adunat nisip ca să pun aici. Eu am tot timpul mai căutat și altceva aici, că am căutat vaci. Am căutat și în partea aia, și în partea aia, și în partea aia. Nu am găsit pe nicăieri. Și chiar am mers o grămadă. În schimb am găsit ceva foarte interesant. Am găsit în direcția aia. Am găsit tot în direcția aia, după aceea o să găsesc am dat în casă ca să nu... O să găsesc și vaci la un moment dat, dar foarte departe le-am găsit. Deci stau cu mici unde îi punem. Avem și căței în casă, uite, avem trei căței. Trei căței avem. Un, doi, trei căței. Azorel. Deci asta am găsit eu în căutările mele. Și am făcut ceva și vreau să vă arăt și vouă, doar să mergem un pic la culcare. M-am jucat puțin la harta asta, mi se pare, dacă nu mă înșerc, mai am undeva salvarea asta la... Să ne culcăm. Și pe aceea vom merge undeva foarte... Închide ușa acolo. Aproape. Hai să închidem ușa. A, și pe aici mergeam, bă, acum am văzut acolo noapte jos. Noapte bună. Da. Și atunci, acum aveam bara aia, când nu foloseam bara aia neagră. Dacă până acum jucam pe modul ăla pacifist. Pacifist. Nu mi-am dat și pe easy, decât să mai apară cât un... Jucam pe modul pacifist. Am vrut să fac ceva, am vrut să fac un test de fapt. Hai să iau un cățel cu mine, totuși. Hai să luăm cățelul, să ne apere de tu de oameni răi. Hai. Hai, mă. Nu vrei să meargă, frate. Chemă. Azurel. Azurel. Am nimerit-o. Bine, Azurel, ce mai comun nume de cățel, și probabil că de asta am și... Așa, mă. Hai să mergem în partea asta, să vă arăt ce am făcut pe și pe aici. Am mai lucrat și pe aia. Am jucat ceva și la harta asta, să o spuneam eu și în alte episoade de cu Minecraft, că în momentul în care... Dacă tot n-am găsit vaci, am zis să adun când te apuci de Minecraft, îți iau o grămadă de ore. Lăsăm așa. Chiar îți iau o grămadă de ore când te apuci de... Am adus unul până aici. L-am băt acolo la porci, dar nu cred că am mai supraviețuit. Poate l-am mâncat porci. Uite unde stă ăsta în gard. Ce-a fost apus în gard? Ce-a făcut ăsta? Chiar nu mi-a aduc aminte. Sincer, nu prea mă uit la videoclipurile mele după ce așa în mare, mă uit după ce filmez, dar nu mă uit la cap-coadă. Hai că vine și Azurel ăsta. Cap-coadă. Deci am prins un iepure, l-am adus până aici și l-am băgat aici la porci, dar nu știu dacă... Am nevoie neapărat de pie de animale, de pie de vaci, și atunci trebuie să fac o șmecherie cu iepure. Îmi spunea Kezo că pot face pie de animale și din iepuri. Sfătuitorul meu de bază din acest canal. Am găsit pe aici un iepuri, l-am adus până aici, în țarcul la porci. Am încercat să mai duc încă unul și n-am reușit. Am supărat pe el și l-am tăiat. Uite-mă, ăsta fuge înaintea mea. Hai cățel. Vă spuneam în episodul trecut că drumul ăsta nu duce nicăieri, acum are și o destinație. O să fie și mai departe drumul. Hai, mă. Găsesc vacile departe tare de... Ce s-a întâmplat? Nu-mi văd. Cred că din cauza la drum. N-am aderență la tenis. Deci am mers pe aici, pe aici, pe aici. Și pe stânga și pe dreapta să caut acele măcuțe.
În schimb, nu am găsit nimic. A, mi-am pus și un paznic aici. Și am adunat. Stai că la bubuită la un moment dat. Asta l-am făcut așa de provizoriu. Zic că se omoare creeperii. L-au omorât. Problema este că omoare creeperii, dar aici a făcut o gaură. Vedeți și voi că este pusă iarbă de mine. Și aici este depozitul iepurașilor. Ia uite iepuraș. Hai, stai afară tu. Inițial le-am pus gard. Inițial le-am pus gard, dar ăștia fugeau pe aici, ăștia mici. Fugeau pe suportă. Cam asta este în defensa, că nu prea am mâncat pe aici. Ia să mai derulăm puțin pe aici, ce mai facem noi pe aici? Harta se încarcă greu. Avem altă placă video pe vremea aia. Lăsăm pe ăsta aici cu minte. Ia să vedem pe aici. Deci și pe aici am fost și tot degeaba. În partea asta, chiar înainte acolo sunt... Treaba asta, să facem și noi ceva treabă în episodul ăsta. Stai să-mi ascund reclame de aici, să nu fac reclame. Am jucat pe ăla. Chiar în partea aia, unde acolo sunt copacul ăla din dreapta, sunt copacii aia acolo. Acolo sunt vacile. Deconstruit. Trebuie să cobori puțin aici. Unde mă țup aici? Asta sare pe ăștia luații? Ia să vedem pe care sare. Uite creeper, dar nu mai creeper pe aici. Dar am bubuit un creeper, dar cum bubuie creeperul? Acum. A, uite că trebuie. Ia mă sare pe el. Și bubuie. Oh! Merry Christmas! A scăpat șampania. Pe ăsta sare, pe ăștia luații? Ia să vedem pe care sare. A scăpat oaia. Ia și pe alaltă bubuie să vedem. Hai, dă-și l-ala. Păi, dar nu mai creeper pe aici. Nu fugi! Sop el, azurel, sop el. Ia, de pe care, unde nu știu, uite, am să dau și un iepurașul ăla să-l omor, să iau blana, dar... Hai mă, ce faci ăla? Hai să nu știu pe care asta înseamnă, că ne-a văzut totuși. Bă, ce ai făcut, mă? Și aici, în, cum îi spun? Am fugit de el, fraților. Am pot la iepuraș, cum îi spun, am pat. Și mă cuș, face ziua și gata, să uite-mă și pe aici, flori galbene. Floricele, frate. Nu ai adunat floricele. Cuprinde. Cam asta e grădina de iepuri. Cum ai zis, grădina de iepuri sau cum? Asta vine vorbind sau? Nu mai apare, unde apare? Deci tu stai aici de pază. Ia frate. Aaa, iepuri mănâncă flori. Iepuri ăla face mâncare. Eee, ce bucurie pe el că are mâncare la iepuri. Dar nu mai mănâncă ăștia. Hai bă, luați. Hai bă. Nu le-a fost foame la iepuri. Da, acolo la... Stai să fac o schema, am zis că mă duc aici ferma să fac de iepuri, de nani. Te-am și pat aici, mă. Poate la ziua când mă trezesc, poate mai mănâncă și ăsta ceva bolicele. Hai să sărim la final, direct de ce zicem la final. De filmare. Ia, ce stau de filmare. Ia. O caut-o pe Steam, nu știu dacă stau de filmare. Nu s-a auzit. Nu s-a auzit. Băi cățel. Băi cățel, stai frumos ca un el. Urcat. Atât. Bun. Ai zis că ascultă. Dacă tu nu vrei asta să intre în casă, stăm și noi aici lângă el. Și vă zic doar atât. Dacă v-am făcut acest episod... Acum s-a auzit. Dacă ți-am zis că aici pe... este vorba de Vlad. Vlad mă caută la o cursă pe Eurotrack. Și acum vedeți și videoclipul care le-am făcut aici. Dacă v-am făcut acest episod, vă invit să vă abonați la like. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă până acum și vreți să vedeți ce fac eu pe aici. Până data viitoare, vă urez sincer. Salut. Bun, cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut mini informația asta, cum să zic, videoclipul ăsta informativ, apăsați butonul de like, vă invit să vă uiți videoclipul în totalitate, ați văzut ce este acolo, ferma de iepuri, 1000 și ceva de vizualizări a strâns acest videoclip, vă invit să mai facem încă 1000 și încă 1000 și încă 1000 și încă 1000 și cu 1000 peste 1000 facem mai multe mii. Până data viitoare, vă urez sincer, salut!